operațiuni ample de control și prevenire a braconajului la pește. Se pare că autoritățile chiar vor să diminueze fenomenul care susține economia neagră și distruge în masă resursele locale. Este practic un efort conjugat al polițiștilor, al pescarilor autorizați și al celor care înțeleg că bogățiile naturale sunt epuizabile. Mai devreme sau mai târziu, Balta va rămâne fără pește. Aproape două tone de pește fără documente legale și peste 600 de plase de pescuit, opt embarcațiuni și trei autovehicole folosite la braconaj au fost ridicate de autorități în ultimele două săptămâni. Conform Poliției Române, în perioada 29 decembrie 2017-11 ianuarie 2018 au fost organizate peste 400 de acțiuni și controle, pe parcursul cărora au fost verificate 462 de firme, amenajeri piscicole, piețe și târguri. În urma controalelor, polițiștii au constatat 48 de infracțiuni pentru comiterea acestora, sunt cercetate 33 de persoane, iar pentru 8 persoane au fost luate măsuri preventive. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 600 de amenzi, în valoare totală de 266.000 de lei, și au confiscat aproape 2000 de kilograme de pește proaspăt fără documente legale de proveniență.